3, 2, 1, start! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Sandra Loredana, eleva școlii de televiziune și vin să vă prezint datele meteo pe teritoriul Republicii Moldova pentru următoarea perioadă a lui noiembrie. Put încă o dată partea asta, puțin m-am bâlbâit la o parte. Încearcă mai puțin să dansez. O clipă de aici mai departe. 3, 2... Dar până dansat, nu? Păi, start! Vremea caldă pentru această perioadă se va menține pe tot intervalul de prognoză. Totuși, începând cu 11 noiembrie, mediile maximilor termice vor marca o scădere de la 18-19 grade până spre 12 grade. Stați, între 17 și 19 noiembrie se... Ah, da, gata, știu, ui! I'm ready! Hai că ne îngață degetele! Între 17 și 19... Nimic, sunt pe loc! 3, 2, 1, start! Între 17 și 19 noiembrie se preconizează o ușoară răcire a vremii, însă mediile maximilor termice vor marca o... Vă rog, liniște că noi înregistrăm încă o dată. O, doamne, și tare mi-a înghețat mâna! Nu, start! Între 17 și 19 noiembrie se preconizează o ușoară răcire a vremii, însă mediile maximilor termice vor fi permanent pozitive. Stai, stai, dar cum mai este ceva? Stai, dar cum e ultima parte? Între ce dată? Acestea au fost datele mele. Dar trebuie să vor cădea precipitații. Ce ajută mă de spun o parte în față la asta, că mai departe eu știu. Precipitațiile. Da, acolo nu-mi amintesc data. Ok. Precipitații sub formă de... Sau vor cădea precipitații, pur și simplu, și apoi eu spun mai departe. 1, start. După 20 noiembrie vor cădea precipitații. 3, 2, 1, start. Doamne, nu pot să-mi amintesc. Stați, acum o să fie bine. Da. Începe când poți. Da. Ready? Yes. Start. După 20 noiembrie se preconizează... Doamne, ia m-am încurcat. Nu-i nimic, de ce te stresezi așa de tare? Stați. După 20 noiembrie vor cădea precipitații. Acestea vor fi doar trecători și izolat sub formă de lapoviță. Acestea fiind informațiile și deja... Exact, scumpa, da. Ok. Hai. Unu, start. După 20 noiembrie vor cădea precipitații. Acestea vor fi doar trecător și izolat de lapoviță. Acestea fiind informațiile, vă îndemn să vă bucurați din plin de acest mijloc de toamnă cald.